L-a chemat ministrul de atunci, Morțun, să facă ansamblul ăla de acolo, de la universitate. Știți că Mihai Viteazul, statuia nu e a lui, e a lui Ioana Dar, care au pus muscați de tot și atunci erau lovani, partea altă mai... Făceau terenuri, cum fac acum, în diagonală. Spirul Haret, Gheorghe Lasă, sunt așa niște statui pe care vin porumbei și fac treaba mare. Le găsiți peste tot în lume. Sunt frumoase, figurativ. Și ce a fost să facă Vârcuși la 21 de ani? La Spirul Haret? A zis, sunt tânăr. De ce? A fost apa noastră. Vă dați seama ce unicitate avea tot sistemul la nivel mondial? De-aia Vârcuși este la nivel mondial. E la identificativ. Când te uiți la Blaga, de ce l-au găsit pe Constantinoica cu apa înghețată acolo la Pălniști? Încerca să o traducă în german. Prima gândire filozofică de sistem, după Vasile Conta, Conta Muritene, Lucian Blaga, el să se sezizeze spațiul neolitic, de care pormă intelectualii nu știu, în reviste nu dau numele ca să nu ne stricăm seara, au zis că este o psihoză a lui Blaga. Unul din marii critici ai noștri de literatură, mare pentru el, pentru mine, a zis în România literară în 1993 că Eminescu a fost izolaționist și xenofob. Mama care nu-și lasă copilul să pună mâna pe droguri este izolaționist. De ce iei etnocotanice? Nu-i simțit. Ia și heroină, ia morfină. You have to be democratic. Ați înțeles? Mama este criminală și este izolaționistă. A zis că i-a prins pe aia Norvegia, care era cu protecția copilului, era fieră de pedofilie. Și eu, când am vrut să dau niște maidanezi de străinătate, că am înțeles că sunt din ăștia așa, am înțeles că e fieră pentru zoofilie. Deci, cu mare grijă, atunci pășește așa. Pentru asta îți trebuie spiritul de discernământ. Și, Doamne ferește, nu am venit să vă învăț pe dumneavoastră și să vă spun să luați ce este bun din Occident. Eu am venit doar să vă spun un singur lucru. Am o intuiție. Tucidide, cu vreo 400 de ani înaintea lui Hristos, a constatat că în plină epidemie de ciumă, doamne, ciuma se termină. Mai scăpau unii, prin miracol. Ăia erau cei mai buni infirmieri. Am venit să vă spun că putem să-i tratăm. Nu e așa că ne-am prins comunism, încă am ieșit, îi putem trata. De această filoxeră a globalizării, a comunismului care este sfat. Să știți că și acum răzmărița asta care este naționalism, care apare în Europa, ca eu am știut acum 5 ani că va fi reacție. Da, dar nu este naționalism creștin. Vor fi fără Dumnezeu. E cu totul și cu totul acela. Iar vom fi singuri. Cum a zis Gheorghe Brătianu, poporul român nu are decât un singur prieten. Marea Neagră. Trebuie să ne gândim lucid la lucrul ăsta, pentru că în urma noastră vor rămâne tinerii aceștia. În timp ce vedeam, nu știam cum să articulez în așa fel încât să nu-i descurajez și să le spun că trebuie vreau talent, dar n-aș vrea să le dau direcție. Pentru că asta este responsabilitatea unui pedagog. Ei și-au dat sufletul aici, au avut emoții, nu poți fi traumatizat. Cum le faci observații? Și ce a zis el? Direcție greșită. Așa te adresezi. Nu vi se pare imoral aproape 50 de ani de comunist? Adică accident de mașină în care tu mergi așa. Tu zici, ce faci cu nenorocitului? De ce nu alegi 100 de metri gardă? Tu mergi așa, Dumnezeu. Te mai faci un pas, zici, bravo. Este extraordinar ce făcut așa. Așa se face în recuperare medicală. Sufletele noastre au fost distruse, au fost călcate în picioare. Dar credeți că are cineva grijă? Tot timpul când se atrage atenția că politica e făcută pe calcul, nu pe sentiment. Da. Dar sufletul este făcut de sentiment. Și nu întâmplător, noi suntem suflet. Constantin Rădrusul Motru zicea că majestatea sa care înțeală pe invers. Toată Europa de atunci, la 1906, zicea că puterea sufletească este rezultatul tehnologiei. Da. Nu că tehnologia este rezultatul unei puteri sufletești. Și lumea de astăzi trăiește sub imperiul acesta al tehnologiei, al tehnicului. Ei nu mai au timp. Vreți să vă dau exemple de antropologie, de receptare? La mine, la teatru, acum vreo 2 ani, când Sala Mare avea 1400 de locuri, Ministerul Culturii a organizat pentru copii o săptămână altfel, unde
mine eroare, că trebuie să fac de tot anul altfel. Deci, mai mult ne zăpăciți, săraci. Deci, o săptămână. Și m-am primit cu 1400 de elevi de liceu la spectacolul Idolul și una Napoda. Nu s-a uitat niciun. Erau pe mobil. Nu mai e profesor atunci. Pe urmă, asta zici la tânăra generație. Dacă așa au fost învățați pe tablet, nu mai exista legătura. Au venit până o redacție cu ziar, mi-am cumpărat un spectacol Royal Fashion, oameni serioși, nu știu ce, care tot foarte serios s-au aranjat pe... Atunci s-au scos tabletele și au spus că da, dacă mă deranjează ăștia pe muzică, domnule, da. Mă uitam că era regidor, mă trebuie foarte puțin care mai au capacitatea să privească. Pe asta se trebuie. Se zice că la turnul Babel, când cădea un om, nu era nicio problemă. Când cădea o cărămidă, se făcea scandal. Era materia de construcție. Și omul transformat în cărămidă este perfect. Vorbind din neguri, Francis Bacon spunea că mai degrabă este adevărul din eroare decât într-o confuzie. Păi pe vremea comunismului știam care este securistul, care este teroarea, avea formă fizică toată treaba asta. Acum nu mai pot ieși. Am spus și eu la un post de televiziune, cred că prin vară, de o, ce înseamnă îmbolnăvirea asta lentă, metodică, a poporului român. Un popor inocent, din punctul ăsta de vedere. Noi, politic, nu am... Știți, dacă vreți să faceți o listă a popoarelor care au creat în numele civilizației atrocități, nu o să ne găsiți. Așa, noi suntem destul dezvoltați, n-am făcut nicio atrocitate. Suntem, este o sfântă sub dezvoltare. N-am făcut atrocități. Am răspuns când a fost în istorie, în ultima clipă. Deci aici am lucrat cu poporul român, trăiește în virtualitate și iese în istorie, nu că poate. Ce? Pentru că nu mai poate. Curia Coșca și Cristian au ieșit pentru că nu mai puteau. Avram Iangu a ieșit pentru că nu mai putea. Nu a putut să cucerească. Într-o superbă legitimă apărare. Și când vă uitați la caprele astea politice de astăzi care sunt incapabile să preia, am zis, caprele cea mai inteligentă. Și nu mănâncă iarba mănâncă de sus și e singura care nu face cancer. Nu mai știu cum să-i numesc pe astea. Incapabil să preia memoria lor. Este incapabil. Bine, când am fost la mătutul lui Avram Iancu și am fost acolo Gorunul Horea, mare, Gorunul Avram Iancu, Gorunul pus de Ferdinand și era și un cupăcel mic, un președinte mai nou. Era mic așa și era o vacă de viață. Cam asta este actul. Era un Gorunul mare. Așa a fost. Asta era un Gorun care se usca că nu ia vacă. De ce? Și Gorunul Ferdinand a fost mic. Dar nu a fost cineva să lingă. Dumnezeu trimite de urgență, e fel să facă o mare știți că Dumnezeu lucrează amfibii, cum a zis-o, cu avion. Mâine trebuie să mă întorc. Așa sunt dimineața. Și chiar dacă mă întorc, tot lucrarea Dumnezeu este. Cine știe ce intenție are cu Teatrul Național? Așa că totdeauna, ca țăreanul ăla, că Domnul Domnul ăsta credeți în Dumnezeu, da, eu am ceva mai mult decât asta, ce? Eu am și credere în El. Deci, perfecțiunea asta a Comisarului European, fostul activist de partid, omul și oamenii din partid care au fost de treabă, i-am întâlnit, și secretar de partid, în care nu era diluat de gena, dar eu râd de imbecil. Aia era mie. Mi-aduc aminte la televiziune, știți că nu aveau monitor, citeau textul și nu aveau voie să greșească, domnule. Și am văzut o chestie, tot așa cum a intervenit Dumnezeu, ca să arăte există. Și spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită de lucru în județul Alba. Acolo a fost întâmpinat și pe semne că Dumnezeu a zis, măi, ești prea perfect. Eu trăiesc din imperfecțiune. Și a trimis o gâză minusculă, care nu se vedea pe ecran. Și a intrat în aringe. Vă închipuiți ce s-a întâmplat. Ăla fiind terorizat să nu greșească. Deci, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut și de soară. Acolo ți-a spus general. Chiar mi-a spus, voi ți-a dus supra, el vrea să moară direct. Nu vrea să moară direct. Adică vrea să moară direct. Și a apărut o mână care l-a tras și zice, iertați-l pe colegul meu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o vizită. Ăștia sunt fără de greșeală. Știți care este
autentică, teatru. Teatru. Aia este autentică. Atunci îți dai seama dacă pe scenă se întâmplă un accident, dacă actorul e cretin sau e bun. Vocația aceasta a prospețimii. Eu nu sunt așa, cum să zic, obsedat de perfecțiunea românească. Am scris în carte Sfânta neseriozitate românească. Și n-am zis de șobolană de serviciu, hoțul, ăla care te păcălește, ordinarul degenerat de român care nu plătește, nu vine la timp. Ăla este șobolanul degenerat. Știi, nu dăm. Atitudinea aceasta dublă de la jertfă martirică a românului care se jertfește. La care când vede stupiditatea legislației care vrea să țină loc de Dumnezeu. Și bă, lasă-i bă în pace. Hai ne vedem de treabă. Și începe să ocolească legea cu o dexteritate fantastică în virtutea faptului că este natural. Am spus, cred că la post de televiziune, că în 1987 era micul trafic de frontieră cu sârbi. Și trecea un țăran, un vârstă, cu două sticle de miere la vecinul său care muriseră la minele și dădea și miere. Și tot trecea acolo, mai trăia și cu familia, mai lua niște bani sărbești, dar asta, la nivel de supraviețuire. Până într-o zi, când guvernul și partidul a luat decizia fundamentală că e trafic. Și s-a apărut în fața lui ăla soldat